Salut tuturor! O întreagă linie de croazieră pare să sfideze gravitația să curgă în aer deasupra suprafeței mării și această fotografie a fost făcută în largul coastei Cornwallului. Dave Medlock a văzut apariția bizară în timp ce își plimba câinele în weekend. Dar vasul era bineînțeles în apă, părând să plutească din cauza unui fenomen cunoscut sub numele de miraj superior. Efectul este cauzat de razele de lumină care se îndoaie pentru a deplasa o imagine și a o face să apară deasupra locului în care se află cu adevărat. Miraj a făcut ca nava de croazieră cu pian văzută în largul coastei liniei Bay de Vaughan să pară ca și cum ar zbura. Fenomenul cunoscut sub numele de luptătoarea Morgana creează un miraj atunci când soarele încălzește atmosfera deasupra pământului sau a mării, ceea ce creează un gradient de temperaturi. Un strat de aer cald se așează deasupra unui strat de aer rece, făcând ca lumina de la navă să se îndoaie pe măsură ce trece prin golurile din curenții de aer chin. Vorbind despre cea mai recentă observare din Cornwall, purtătorul de cuvânt al Met Office a spus că imaginile par să arate dovezi ale unui fenomen numit Organa Fantomă. În jurul unei forme complexe de miraj în care distorsiunea orizontală și verticală, inversarea și ridicarea obiectelor apar în modele în schimbare. Fenomenul are loc pe suprafața unei ape și este produs prin suprapunerea mai multor straturi de aer cu indice de refracție diferit.